mulțumit în mod deosebit domnului profesor Dumitru Constantin Dulcan și pentru faptul că a acceptat să-și restrângă cuvântul, ceea ce nu este foarte simplu pentru un savant cu detenta domniei sale. Apreciem în mod special faptul că a venit aici. Vreau să salut în mod special oaspeții noștri din străinătate, oaspeții din India și în special pe Dr. Dinesh Khatri, președinte Blue Star India și de asemenea un medic doctor renumit. Aș dori să salut prezența oaspeților din Olanda. Știu că există. Vă rog, I would also like to warmly welcome our guests from abroad, our guests from India, especially Dr. Dinesh Khatri. He's an Ayurvedic doctor. And I would... also the family Khatri, please, doctor also. Aș dori să salut prezența oaspeților din Olanda. Profesor asistent Chris Wiesel de la Dutch University College. So Mr. Professor, Assistant Professor Chris Wiesel from Dutch University College. Aș dori să salut prezența venerabilului Lama Sonam din Nepal. Și nu știu dacă sunt oaspeți din Ungaria. Ca să fiu cât mai eficient, îl invit în continuare pe domnul profesor Mircea Oleniță de la SNSPA. Domnia sa are un dublu doctorat în inginerie și știu că are și brevete de invenții în inginerie. A făcut o carieră remarcabilă în domeniul acesta, apoi o carieră remarcabilă în domeniul economic. Și dacă asta n-ar fost suficiente, a mers mai departe într-o abordare transdisciplinară, un autor cunoscut și de consistență în domeniul comunicării, al managementului, al comunicării dintr-o paradigmă nouă. Și cred că îi datorăm foarte mult profesorului Mircea Oleniță legat de prezența maestrului Shri Vasudeva în România. Vă rog! I would like to also invite Mr. Professor Mircea Oleniță. Bună seara! Good evening! Bine l-am regăsit! O să vă dau o veste bună. Mă voi încadra în 5 minute pentru că eu consider că asta trebuie să câștigă asta. Și aș vrea să mai adaug ceva. Domnul Dr. Dinesh este specializat în medicina ayurvedică și rog frumos încă o dată să se ridice în picioare să împată audiența pentru că mai am ceva de adăugat. I would like to start by mentioning something. So Dr. Dinesh Khatri is a specialist in ayurvedic medicine and please stand up a little bit because I would also like to say something more. Pentru că domnia sa conduce un ONG, organizație neguvernamentală, are un spital ayurvedic în India. So he has an ayurvedic hospital in India, non-profit, non-governmental. Și când o să avem timp, o să poate să ne spunem mai multe. Este oricum fondatorul sau, dacă doriți, dânsul a fost ales de maestrul nostru, Shri Vasudeva, și dânsul a pus bazele Fundației Blue Star India. He is also starting the Blue Star in India
and he's guided by Master Sri Vasudeva, and we wish when we have a little time, maybe he can tell us a little bit more about his activity. Mulțumim frumos! Thank you very much. Evident că trebuie să adaug acum câteva cuvinte în plus despre doamna Dr. Suruji. Și o rog frumos să se ridice încă o dată. And I would also like to mention Dr. Suruji. Pentru că domnia sa și-a dat un doctorat în terapia dansului și în yoga. So she also has a PhD in dance therapy and yoga. Și vă invit să urmăriți emisiunea deosebită pe care domnul profesor Matei Georgescu realizează de fiecare dată în cadrul televiziunii Universității Spiru Hare. So I would like to invite you to watch program that Mr. Matei Georgescu each time organizes. Exact asta s-au terminat înregistrările și probabil domnia sa ne va spune când o să vedem emisiunea. So it was recorded today, so he can tell us when we can watch the program. Și aveți posibilitatea să observați ce înseamnă echilibru energetic. Then you will have the opportunity to see what it means to be in energetic balance. Echilibru energetic prin forță, mișcare, pornire de la o stare de echilibru și conservând această stare prin forță, mișcare, ajungem la o altă stare de echilibru. Through force and movement, we get into a certain state of balance, energy balance. La fel o să rog frumos încă o dată, pentru că în sală se află într-adevăr oaspeți deosebiți. Invitatul nostru care este aici, Lama Sunam, care este discipolul unui alt maestru care a conferințiat aici. We indeed have special guests with us today, also Lama Sunam from Nepal. He's the disciple of Lama who conferenciated in this hall before. Doamna Dr. Atrei din Canada, dânsa este în spatele primei vizite a distinsului Sri Vasudeva. Dr. Atrei from Canada, she's the one who first brought Sri Vasudeva to the La origine este română, să știți. She's originally from Romania. Și evident, toți musafirii din Olanda, pentru că nu s-au ridicat, sunt mulți musafiri din Olanda, alături de domnul profesor Cuș și rog frumos să se ridice și să-i aplaudați pentru că au venit special pentru aceste evenimente în România. Și rog pe toți care au venit în urmă să se ridice. Would like all of this St. Helen to stand up because they came especially for this event from Holland and we thank them all for this. Iar în final, de la suflet la suflet, eu mă retrag cu minte. Cei care vor să afle date despre mine, să intre pe www.mircianitsa.snsfa.ro sau să intre pe YouTube, să tasteze Nița Aurel Mircea, pune de pe gânduri. Eu mă retrag pentru că eu consider că e vremea să ia cuvântul. Mai astăzi, dacă vreau. Mulțumesc!